Kostolska. Ia. Și asta intrarea în peșteră. Și conduci, că nu intru cu capul în pereți. Nu văd. Bene, vedremo ancora la parte più bella, poi finiremo con la passeggiata nella sala dei concerti, dove riprenderemo il trenino e faremo da lì ancora 2 km fino all'uscita. Siamo arrivati per le gallerie della Grotta Vecchia e così adesso ci troviamo nella parte vecchia, chiamata così perché la parte che fu scoperta per prima fu scoperta da molto lentamente, dunque si svolge con l'aiuto dell'acqua, tutto comincia con la pioggia, no? Quest'acqua che gocciola è acqua. Lo attraverseremo, entreremo lì nelle Grotte Belle e faremo un giro, passeremo poi al ritorno sotto il ponte verso la sala dei concerti, ma comunque ci fermeremo ancora dal Ponte Russo. Ci sei sala spaghetti. E mai bine așa, fără grup, că nu mă bruiază, știi, că alt drum n-ai pune să mergi.
Această peșteră are 20 ceva de kilometri, din care 8 kilometri sunt pentru public. Deci cam 2 sau 3 km se vine cu acel trenuleț care l-am văzut noi, cu care am mers. Iar restul se face prin galerii. Se vorbește în limba italiană, în limba spaniolă, cehă și germană și engleză. Franceză nu, română bineînțeles că nu. Oh, ce frumos ești aici! Minunăție! Ia să iau din unul ăsta. Așa e, ce frumusețe. Mă, cu cât dar fiecare unul, fiecare colț, fiecare alte minunății. Și ce înălțime, mă. Le lasă, s-au furat. Da. Stai că le-au vândut. Vă mulțumesc asta.